A, știu ce am făcut. În spate este ciobanul Sorin care cântă să atragă oile. La drâmbă. Deci mi-e record la camera aia. Total bă, profesionist. Ce bine ne-a prins. Păi da, dacă s-a, s-a dat? Da. Hei, bună dimineața! Bucălai e în super șarf cu puloverul. Da? Dă seama dacă ar fi o... Hai să dăm drum. Dacă ar fi o cronică al crăcotașilor. Acum suntem live, suntem da. În jingle. Suntem în jingle. Suntem în jingle? Aici nu, dar noi suntem live, nu. Sorin vede ce se întâmplă, ce văd oamenii. Noi ved, la noi se întâmplă ce aici. Ah, ok, gata. Vezi că ți-o intrat aerul podcastul. Hai mă! Bă, intră și podcastul, nici nu știi că suntem live. Ei, bine oameni buni, asta este România. De asta s-a schimbat și primul prim-ministru. Început de weekend pentru noi, miercuri. Da, era ăla care făcea început de weekend. Bună dimineața, oameni buni și oameni răi de pretutindeni care ne priviți de la muncă, de la servici, din mașină, din metrou sau chiar din autobuz, ăștia care își permit. Bună dimineața, oameni buni. Bă, ce aveți, mă? S-a stricat. Bă, ce-i cu dimineața asta, mă? E prima dimineață în care venim aici la ora 9 fără ceva. La ora 9:20 mergea totul brici. Nu aveam ce să facem. Da, chiar că vorba ta prima zi în care ai ceva la... Mulțumesc. Mulțumesc, iubire. A fost chiar prima dimineață în care efectiv am mers tot așa fără probleme și am schimbat și laptopul. Și-ai schimbat laptopul, ai schimbat și programele. La 9:20 era, hai, ce mai facem? Să mai fie ceva de făcut. Mai avem o cafeluță, că tot e pregătit. Și a început emisiunea și bă, sunteți live. Dar cum, că n-a început? Ba, dacă sunteți. Ce? Ce bun e asta? Cafeaua? Cafeaua sau cana, că dacă ești ne arătăm când, ne arăt și eu când. Ăla ești tu? Sponsorul lui nostru, Marvel. Da. Da, cumpărați chestii de pe standupshop.ro. Da. .ro. 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 Nimic nu mi-ai dat și mie sau lui Sorin. Nu, Sorin, mi-ai dat ceva de pe standupshop.ro? Nu. Eu n-am nimic. O să iau, o să iau și să fac... Ar fi frumos să nu dai un direct cât un cadou. Ar fi, nu? Așa ar fi frumos. Asta era și planul. Aia, mă rog, hai că vorbim, după. Hai că vorbim după. Cu siguranță asta era și planul. Nu, chiar asta era planul. Dar e dațuga mea. Ziua astăzi? Ce? Cum ați început ziua astăzi? De ce căcat are voie un om să-și matriculeze o mașină cu volan pe dreapta în circulație în România? Pentru că de afară nu se vede că e cu volan pe dreapta. Că facă ea rarul, ei nu-și dau seama. Își pun folie și nu se vede cine e. Serios, că așa mi-am început ziua, cu doi oameni cu volan pe dreapta înmatriculați în România, care nu poate să se asigure când intră. Cu număr de Bulgaria. Deci volan de Anglia cu număr de Bulgaria, nu? Asta zic, înmatriculați în circulație în România, da. Și nu înțeleg de ce încercau la să intre cu volanul pe dreapta și de ce au voie să fie matriculați în România. Ar fi drăguț ca legea să-i oblige să-și mute volanul. Păi așa era înainte, eu știu când era, că dacă ți-a o mașină din Anglia, trebuia să-ți muți volanul pe stânga și dacă puteai să matriculezi pe România, nu dacă stai câteva luni. Da. Așa ar fi normal, că e destul de periculos. Deși majoritatea oamenilor pe care îi cunosc, care au volan pe dreapta, sunt la modul, nu are nicio problemă. Ce, știi cum depășesc? E fix la fel. Dar și când mori? Eu aveam un prieten care avea volan pe dreapta și avea o cameră pe stânga pusă și avea display-ul către el. Și... Serios să spun. Serios? Da, camera din asta. Ai de Alfa, asta, da. Supravegheat, știi? Mamă, ce bine se vede aici. Păcat că pe Facebook nu se vede. Pentru că este începutul emisiunii, am uitat să vă rugăm din suflet să dați un like, dar mai important e un share. Un subscribe. Și un subscribe. Zi-mă, sunăm pe Bordea? Da, sunăm pe Bordea, sau să încercăm să-l sunăm pe Bordea mai târziu și zic încercăm pentru că el de obicei nu răspunde sub nicio formă. Nu de obicei, niciodată nu răspunde. Poate să sune oricine, deci poate să scrie acolo mare, e Cutărescu pe care-l cunoști, e urgență. Nu. Mai ales dacă îi scrie că e urgență, îl face așa să se simtă, nu vreau, mă obligi să răspund, nu. Dar știi că de multe ori o face pe aia cu, eu nu știu, poate să fie la sală, da? Și sunt și face, da. A, da, și el e... Da, și el e... Pumped up. Da. Așa, și ne-ar ajuta foarte tare un share din partea voastră, pentru că motoul acestei emisiuni este, e bine să ajungă la toți. Pa, da, 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 țiga, domnule. A, și o să fie... N-am auzit-o. Yeah.
Asta este drâmba lui Sorin. Sorin drâmba părcălap, așa o să se zică de acum. Drâmbaru. Drâmbaru. Drâmbaru din spatele camerei. Bă, a avut Mirica. Mă gândeam ce nume să-i pun la canalul ăsta de live, de pe YouTube. Și tot mă gândeam ceva cu stream, un joc de cuvinte cu live sau stream. Și a zis Mirica, mă, streamaru. Streamaru. Strumaru. Strumaru. Streamaru. Așa, da, vreau să spun că mi-a zis un băiat. Cu mare. Focala de la cameră. Ce? Da, eu m-am... Da. Are mare. Vă zici ce am făcut eu azi dimineață? Ce? Ia, ce? Am fost să fac analizele. La ora 7. Cum îi zice? Mi-a tras sânge, și mi-a și cerut, sumar de urină. Rezumat de urină. Aoleu, am rezumat la urină. Deci este sumar de urină și mai e ceva ceva cultură, mult. Nu mai știu cum. Protocultură. Coprocultură? Copro. Coprocultură, da, știu, nu? De la bani, copro. Așa. Săracul. Și zice, asta trebuie să faceți și sumar de urină. Zic, da, îmi dă o fiolă, nu la baie, mă întorc și zice, mâine aduceți și fiola. Îmi scot din buzunar așa. Zic, poftiți de aici, doamne, că am rezolvat-o. Zice, e prima urină pe astăzi? Nu. Da. Dar nu era prima urină. Da, era. Deci stai puțin, tu te-ai trezit. Eu plănuisem. Ai plecat până la medic unde erai tu și până atunci nu ai urinat? Da, abia m-aș așteptat să-mi dea fiola aia. Mers acolo, am fost, ei, fiolă. Nu, dar lăsați asta. Mi se pare foarte funny cum trebuie să vii cu probe din scaun, ca să-i spun frumos la ora asta dimineții, când unii mănâncă croissant în mașină, să vii cu scaunul și cu în mașină, în trafic, și cu urina, te enervezi pe unul, bă, dau cu urină pe tine. Doamna aici, efectiv, vii cu ele, uitați, doamna, aia le ia foarte serioasă, sigur, vă mulțumim, îi pune etichete. N-ai fost să faci spermogramă să vezi cum e. Cum? Ce? Am și dus, deci sunt două variante. Una, m-am dus să fac spermogramă acolo, adică să cultura de mult acolo, și alta am fost la cabinet să iau un anume recipient, să mă duc acasă și să mă întorc cu el. Cum repede. Cum arată recipientul ăla? E un, nu știu, e ca tratat fiola. Cumva. Nu, e un castronel. Cum e ăla de scaun? De borcanaș. Da, borcanaș, scuze. Și trebuie să o ții la cald, să ții cu pernă în ea, să o duci vie? Sau? Nu, sunt două feluri. Una la care contează să fie proaspătă. Proba. Să fie proaspătă, bă, nu de-aia luată din Mega, de la pungă. Înghețată. Înghețată, nu vei cu spermă semi-preparată la mine. Aveți, la refrigerate mai aveți? Nu mai, că da, atunci de dimineață proaspătă să-ți toată aia, da? Hai, că mai găsiți de crap, dacă... Am început bine. Icre de om. Dar chiar sunt icre, nu, că icrele sunt ovulele, nu? Da. Da, mă gândeam că icrele sunt... Păi și cum vreau să întreb, când te duci acolo și na, să mâncezi acolo, cum arată camera? E foarte, e ca în filme, o cameră mică cu o bancă și cu multe reviste. Dar tu n-ai văzut materialul meu, tu nu mi-ai văzut la stand-up până acum? Am un bit despre asta, că de-aia m-am dus. Da, fac stand-up la clubul. Da, mă, nu mai știu, dar nu descriu cum arată camera, știu bitul ăla. Da, este o cameră mică în care e o chiuvetă, te speli pe mâini. Un fotoliu. Am o chiuvetă în care... Dar și scrie. Nu aici. Aici, după. În restul oriunde, pe pereți, mai luăm cu racletă cu ceva. Nu, se speli pe mâine înainte, nu după. Ah, ca să nu contaminezi proba. Un fotoliu și era o... Să-ți uite acum. Ciocolată. No. Cred că trebuie să... Ai jucat la ciocolată. Că aveai ciocolată pe mână și că ai dat pe ce ai contaminat cumva proba. Că el întâi își dă în palmă și după aia o pune în borcanaș. Păi așa să faci. Nu așa să faci. Nu mai pune mâna că face o oglindă și ai... Adică tu prima oară pui în... Și după aia... Bă, rămâna, a venit cu proba de... Unde l-ați? Trebuia un borcănaș de mâncare. Alex, taie volumele, sunt foarte mult sus. Gata. Dar nu-i gain-urile, zbaiu. Păi n-am ce să, dacă scot la toate, lasă, am dat mai început. Ia uite-și pe Andrei. Curici faci cu aia. Așa, doamnă, hai că...
Să știți că aștept de mult să dau testul ăsta. Ia, stai un pic, mă, sunt foarte tare, așa e, de dreptate. A, nici nu scuze dacă am spart timpanele cuiva, dar... Am spart vreo 3 timpane când am vrut ca profi. Da, mm-hmm. Perfect. Oricum a început extensiu asta, cum Focanu ne explică despre spermografie, care este spermogramă. Știința în... Spermografie. Hai, cote, da. Nu, e geografie, dar cu spermografie. Dă-ți pe față. Nu, dar în schimb... Stai, mă, n-am avut un șervețel? Bag-o la loc. Nu, bag-o la loc. Patata la ei, da, trega pe gata. N-aveam un șervețel. Șterge-te de spatele meu. Lasă-i un păr lui bucălaie. Dă-mi o mie. Viorel o să-l cheme, mă. Așa. Așa, zic cu camera. Și ce ai? Deci fotoliu. Da, e un fotoliu și un televizor cu, era acolo la MetLife unde am fost. Era un televizor cu un film porno. Era nice sau era clasic? Auzi, dar există, bă, era... porno categoria medicinale? Nu. Nu? Nu, știi, și care era faza? Am vorbit despre asta în bitul ăla. Era un film cu Bound School Girls, era cu niște astea îmbrăcate în școlărițe, cât le lega de chestii, adică nu era un film porno normal, clasic, știi? Soft. Era efectiv ceva, un kink, o fantezie, o de asta, știi? Un fetiș. Puteai să alegi sau era doar unul singur? Nu, asta era, că era un film, da, era un film. Și mă gândeam cum a fost la ședința aia, trebuie să fi fost o ședință în care s-a hotărât ce film punem, știi? Directorul, ăsta îl punem. Da, director, a venit unul. Mai avem? No. A venit unul cu, am aici Blackstone Blonde, cred. nu, fără negri, că nu se mai simt bine, oamenii nu-și mai fac treaba. A venit unul cu lesbian, anal, nu știu ce, dar nu eu cu cred lesbiene, că există că un playlist care se rulează. Medium dick banging a blonde. Asta ar trebui, da. Small to medium sized man, male, having anything with a small dick. Da. Știi, ca să 4, da. Ca să pară că merge franciza de small dick. Așa, de la ce plecasem cu chestia asta? De la că mi-au tras mie sânge. Da. Ce ai făcut în dimineața asta? De acolo am plecat. Da. Eu fac fizioterapie în fiecare zi, lăsați-mă în pace. Dimineața înainte sau după? Acum am plecat acolo. Bă, chiar, te plec. Hai că, mersi mult. Trebuie să spun doar ce vreau să spun. Mi-a scris Radu Boian că să pun astea pe YouTube și lucrez la pune, am avut niște probleme cu primele episoade. Lucrez la le punem pe toate frumos pe YouTube, ce filmăm și înregistrăm separat. Și o să fie pe youtube.com/zibuna toate episoadele la rând, o să încep să le pun de mâine, cred. Și mi-a mai zis Sorin că vocea ta din off așa este mortală. Vocea mea din off? Da. Mie mi se pare interesant. Mie și când am făcut prima dată zibuna, Teo mi-a zis primul că, bă, Sorin așa... În spate, mai tare. În spate dă bine. Așa o voce... Ai făcut și ieri gluma asta, mă rog, nu asta, dar efectiv era cu Sorin în spate. Gata, m-am emoționat. Bucălaie? Da. Astăzi ne-am gândit, pentru că la fel ca în orice altă zi de luni, marți, ce s-a întâmplat? Ce? Poți să ne uităm în cameră? Hei, salut oameni, ce faceți? Oh, ce frumoși sunteți astăzi, pe 17 ianuarie. Pentru că suntem extrem de bine pregătiți, astăzi o să discutăm cât putem și cât ne percepem despre serialele de pe Netflix. Pentru că în ultimul timp Netflix-ul este un trending și e mai la modă decât HBO și la decât, mai modă. La mai modă decât HBO, scuze-mă că pe care le întrerup așa din când în când. Normal că mai la modă este, mă. Și nu numai că vorbim despre astea Netflix, dar asta este episodul 1 din serialul Vorbim despre Netflix. Deci faci cum va urma. Da. Dar după aia sunt multe categorii pe Netflix pe care trebuie să le abordăm. Uh-huh. Stand-up, documentare, acum asta serial în despre general. Stand-up aș vrea să vorbim. Mie îmi place foarte mult ce se întâmplă mai recent în stand-up-ul de pe Netflix. Șmecher! Păi, dar la banii ați dat seama că nu aveau cum să iasă prost. Că să chinuie orice om, ești prost la cap și la milioane. Eu o să scriu. Te Eu motivează. Cred că un an următor, în 2018, toți stand-up-urii din America o să aibă un special pe Netflix. Pentru că se rulează, se consumă. Deja e în fiecare marți,
Aura, nu, chestia foarte bună, chestia foarte bună, puneți și de ce cred că rupe versus orice și că nu cred eu că nu e ca și cum am venit cu o părere de undeva și da, este absolut superbă. Este că așa este, este că dai tu drumul la film când vrei și îl pui pe pauză. Da. La HBO trebuie să stai acolo, ne popcornit, ne... Acum există HBO Go, dar au pierdut deja, a luat startul Netflix. Nu mă, dar șorbelit și baza de date. Aveam niște prieteni care aveau HBO Go și... și au făcut ceva update la soft și acum trebuie de fiecare dată să se logheze, trebuie să-și pierde parolele. Aplicația nu e foarte bună, da, de aia și eu o folosesc și nu e foarte bună. Că era bună, era destul de stabilă și după aia au făcut nu știu ce update și s-o dus dracu și cred că și la Netflix au băgat-o. Eu mă uit la Game of Thrones și la Ballers, mă uit, sunt pe HBO și mă uit pe HBO Go. Da, da. Când apar. Bă, adevărul este că ei sunt destul de mari și pot să fac oricând un comeback foarte uite puternic. Game of Thrones. Adică aia ala spun, chiar adică a distrus tot. Da, da, dar nu cred că nu sunt mai mari decât Netflix-ul. Adică Netflix-ul e mult peste. Nu știu. Bă, ca ce? Ca și bani? Ca sau platformă ca... și ca bani. Și ca platformă clar nu există și comparație. Dar ei, Netflix, s-au dezvoltat pe asta. Ei au început de când nu era netul mare șmecherie și au început să facă asta. Gândește câtă experiență au. Că să, înainte să chema Netflix, că trebuia să-i mai dai un pum să meargă. Că era pe telefon, ca pe telefonul fix. Stai că intru pe Netflix, stai așa. Pe Netflix. Netflix. Da. Da. Dacă vă întrebați de ce arăt așa de bine, este mulțumită lui Ionuț Grecu. Care e Ionuț Grecu? Prietenul tău Ionuț Grecu, de la Micuțu Stand-up Barbershop. Ba, Ionuț Grecu? Ionuț Grecu, da. Pe Ciobănașul pare... numărul 4. Pe Ciobănașul numărul 4? 4, 4. Nu-i 6? Nu, 6 acolo e casa cu... A, e casa, am înțeles. Și 4 este... e... Eu am impresia că e prieten doar cu Mocanu. De ce? Arăt mai bine? Da, da, da. Mulțumesc mult, Sorin. Așa arăt să fiu eu, so. Da? Ok, ok. Bine, hai, Radu, măcar fii amuzant. De ce crezi că nu apare aici pe cameră? Ha? Am fost, mi-ai fost tu plecat. Și o să fii și marțea viitoare, că nu poți să fii. Cum? Și marțea viitoare o să da, fiu? Da, te rog frumos, da? Da, mersi mult, Sorin, hai, te rog. Mersi. Ce să zic? Să văd dacă pot să mă tun până atunci. Nu știu, poate. La Ionuț Grecu. Vorbesc eu cu el dacă e, mă rog. Hey, seriale celebre. Mai am ceva, scuze-mă. Știu că ai vrut să încep la acum un sfert de oră, oricum, dar... Oricum, hai să nu exagerăm, că nu o să fie ceva super interesant. Nu? Ba da. a scris un băiat în comentariu, am văzut ieri după. A scris, de ce nu-l lăsați pe Sorin în fața camerei? E mai amuzant decât voi amândoi. Și mai nu știu cum. A fost, arat, nu știu, e mai ok și mai amuzant. Mai inteligent și mai amuzant decât voi amândoi la un loc. Da. Ce oribil. Ceea ce nu mi s-a părut neapărat un compliment. N-a înțeles băiatul. De-aia e Sorin acolo, pentru că e mai amuzant decât noi. Da, oricum. De-aia nu l-am lăsat aici. I-am pus acatist. Cui? Nu, băiatul ăla. Am fost la... Dar ce se întâmplă? Ce s-a... Deci dacă vrei să-ți dezactivezi acatistul, du-te la Sfântul Mina. Da, bă, astea cu este mai inteligent și mai este, nu cred că are nicio relevanță și... A, n-are, nu, eu am băgat în seamă chestia asta doar pentru că voiam să fac o glumă, dar nu mi-a ieșit. Da, știu, nici lui se pare că nu mi-a ieșit. Aici avem un articol de pe pastemagazin.com cu 25 de seriale cele mai celebre de pe Netflix. Nu o să le știm pe toate pentru că nu le-am văzut pe toate. Pot să vi le zic, poate l-ați văzut doi, dar pe locul 25 este 13 Reasons Why de pe Netflix. L-ați văzut? Eu n-am văzut, trebuie să spun de acum că eu n-am văzut mare lucru de pe Netflix. Netflix, nu? Nu, eu nu sunt. Tu uiți pe Netflix, Sorin? N-am timp. Mai uit, dar foarte rar și de regulă mă uit la câte un film, că știu că ăla nu mă captează dacă intru într-un serial ambelito. A fost la un moment dat, m-am uitat la ăla cu regina Elisabeta, Crown sau The Crown, ceva da. Așa. Bă, băiatule, și intrasem în el, n-am mai putut să ies până să te deci am stat două zile, mă tot mai băgam, nu mai stau un episod, încă un episod, mă uitam, tot amânam lucruri, știi? Și după ce s-a terminat, am zis, bă, abia așa să apară sezonul 2, a apărut sezonul 2, nu mă interesează, nu mai vreau să văd, nu mai vreau să intru în căcatul ăla. Păi a trecut, s-a fâșit. S-a fâșit? Nu, s-a fâșit dorința de a mai vedea, că nu știu, da. Nu l-am văzut, că nu m-a atras. Dar 13 Reasons Why este un serial, eu l-am văzut în vreo 4 sau 5 zile. Eu mai trist că atunci n-am fost în viața mea. Câte sezoane? Are un sezon. Un sezon? Un sezon. Eu n-am fost mai trist în viața mea decât în perioada aia când am văzut acest film. E foarte dramatic.
E foarte bun filmul. Spoiler alert. E cu o tipă care se sinucide și după aia lasă 13 casete înregistrate cu motive pentru care s-a sinucis sau din cauza cărora s-a sinucis. Și după aia fiecare casetă e trimisă, fiecare... există 13 casete, un box de casete și le trimite fiecăruia în parte. Și ea le ascultă și află că din cauza lor, dar basic este despre bullying. Despre bullying? Exact. Mi se pare, da, mi se pare că asta cu a scoate, a scoate bullying-ul din societate pare o chestie bună. Pe de altă parte, nu mi se pare o chestie bună. Mă gândeam. La modul cel mai sincer, că da, efectele, efectele sunt destul de nasoale dacă le procesezi, efectele le internalizezi într-un fel prost. Dar pe foarte mulți, faptul că au fost, și eu am fost când, da, când eram în școală. Și am realizat acum că am fost bulit. Da, și asta m-a făcut să vreau să fac lucruri cu viața mea și să le arăt proștilor că mă piși pe voi. Eu, de exemplu, n-am realizat că, că eram bulit. Și da, acum, pentru că, că nu exista termen. Pentru că sunt, sunt unii care o internalizează prost și se gândesc că viața n-are niciun sens, este că nu și-au găsit nimic de făcut pe lângă. Adică nimic nu justifică faptul că tu vrei să te sinucizi. Nu, eu cred că e o, e o limită despre care trebuie să e o limită pe care trebuie să o pui în asta. Ce înseamnă bullying? Adică de la ce punct încolo e nasol rău, pentru că noi și eu am trecut prin chestia asta, pun name calling, pun împins bătării, de-astea, ți mi-a furat mingea, șut în cur, dar nu taxă de protecție n-aveți? Da, dar n-a fost, știi că pe la americani au chestia asta de să te umilească rău. Da, da. Care la noi nu erau, la noi îți mai luai bătaie, îți mai luai un capac, îți mai fura mingea, da, făceam niște chestii, dar te lăsau, știi? Palme, știi? Acolo au chestia asta să te umilească rău, adică să te atârne nu știu de unde, ai văzut în filme chestii, să te facă să te simți efectiv ultimul căcat, să-și bată joc de tine, adică sentimental, să te, să, psihic să te distrugă cumva, știi? Și dacă tu deja ești un pic mai slab, e nasol, e ceva acolo și cu bullying-ul ăsta, nu e chiar... Eu zic, da... Adică nu poți să reglementezi bullying-ul în România. Nu, man, eu sunt total de acord cu asta. Adică nu zic că e o chestie bună. Zic doar că outcome-ul de la chestia asta, la fel dacă ai un război, nu? A fost al doilea război și toată lumea după aia a lăsat arme jos și a zis, bă, nu e ok ce am făcut. Da. Da? Cumva, dar o trebuie să trecem prin căcatul ăla ca să ne dăm seama că, bă, nu prea ok. Ne depărtăm de momentul ăla, începem să uităm și o să înceapă din nou un căcat. Asta zic eu. Că atunci trebuie să ne mai bătucim un pic, ca după aia să ne dăm seama că am fost proști. Și cam, nu știu. Adică plecasem de la chestia că ceva de învățat e acolo, adică... Cu siguranță. Îți... Da, și eu am zis doar că depinde ce fel, în ce mod. Ce fel de bullying, depinde tu, da. Cum ești crescut ca om, cum reacționează părinții tăi exact. Știe asta, că poate să se ducă acolo și să facă mai rău, să ducă la școală, cum era la noi. Mama avea să ducă la școală și făcea mai rău. Să mă bată unii și mi-a zis tata, bă, ești mare, ești vaccinat, eu nu pot să mă bat cu ei că-s major, îți rezolv problema. Și am zis, ce fac? Dă-i! Ia o bătă și dă-i! Ăla, dă, dai și tu, acum vedeți, sunteți copii, na, asta e treaba. Nu știu dacă nici ăsta e cel mai bun sfat, adică poți să te duci și să bă, zici tata îți dă-i, să dai și să ții bătaie rău. Este să înveți, să înveți să iei poziție, chestie pe care nu prea o înveți dacă tot bași capul în pământ. Adică până la un moment dat... Păi da, mă, dar tu poți să iei poziție într-o situație în care n-ar trebui, că tu nu prea știi să o judeci. Tu ți-ai luat bătaie, tai că tu nu prea știi cum ți-ai luat bătaie, tu te duci înapoi și de fapt sunt trei țigani care te-au bat rău, că tu ai luat poziție. Adică în orice situație, nu depinde atât de mult de oameni și de cum e perceput mesajul și de situația respectivă, încât nu cred că poți să zici că așa ar fi mai bine sau așa n-ar fi foarte rău, că tu de fapt asta zici că nu e rău, nu că e bine neapărat. Nu era despre dacă e rău sau nu, zic doar că nu orice outcome din situația aia poate să ducă la un suicid și nu cred că un film poate să fie atât de relevant pentru că una s-a sinucis pentru că niște oameni ceva. Un caz special, adică totul e motivat. Da, cazuri speciale sunt peste tot. Păi știu. Adică oricât de mult am tăiat capătul ăsta și zicem ok, caz special e când îl leagă de copac. Tăiem ăla, după aia o să pară grav când îi baci capul în chiuvetă, nu? După aia tăiem și ăla și după aia o să ajungem, cum se ajunge acum, în state la microagresiuni. Da. Se cheamă microagresiuni, nici măcar nu știi că ai făcut-o și ăla doar o ia prost. Adică bă, un pic nu-i că... Adică ai și luat-o tu prost, nu-i... Nu știu cum să zic.
Ieși. Nu știu cum să mă explic. Tu te uiți pe Facebook? Da. Dar, nu, se vede extraordinar de bine. Și de la telefonul ăsta, senzațional. Vreau să, că am întrebat cineva, ce ziceți de Marvelous Mr. Maisel? Ați auzit? L-ai văzut? Asta? Nu, am citit. Asta nu este de la Netflix, e de la Amazon, dacă nu mă înșel. Am încercat să mă uit alalter sau acum 3 zile la el. Bă, nu pot. De ce? Este despre o... Știi despre ce e vorba? Nu, n-am nicio idee. E despre o tânără jovială și divină care se însoară și ea e foarte amuzantă și ține un speech la la nuntă și de acolo încet oamenii își dau seama că e amuzantă și ea se apucă să facă stand-up. Adică e despre treaba asta. Dar eu n-am putut să mă uit mai mult de jumătate din primul episod pentru că e jucat... Bă, zici că e musical. Combinat cu musical, cu teatru american așa cumva și iar dacă bagi stand-up comedy într-un mediu de teatru, îl omori. Nu știu, o fi foarte mișto după, habar n-am, eu n-am putut să mă uit, era prea happy joy joy life. Da, eu nu fi văzut intro-ul ăla când, eu am când, văzut... când e genericul, știi? Să fiți, bă, ăsta e prost filmul ăsta. E o depresie asta. Din aia tot filmul, că n-ai cum să faci stand-up într-un film happy joy. Deci trebuie să fie... Bă, ai... O fi foarte trist, repet, am văzut doar prima jumătate. O fi foarte trist. Eu așa sper, eu asta mă așteptam. Zic, bă, să văd o femeie care trece prin greutăți, nu că nu să misogin. Avem un om care a băgat emisiunea pe TV, man. Am văzut, foarte șmecher. Eu am înțeles că se vede foarte, foarte bine. Bravo! Hei! Da. Sunt în televizorul tău. Alexandru, cum îl cheamă pe băiat? Octavian Preda. Octavian Preda. Și acum dă sporul, say my name. Dă sporul pe față, dacă pus la televizor și așa. Da, ar fi tare. Dar îți dai seama cât de mare și prost mă văd pe televizor? Stai așa, e pe Facebook, cum... O fi legat, are face net. Omul Miracast, îți dai drumul după ce te pe televizor, pui pe... Bă, ce deștept sunteți, bă! Păi nu că asta de pe Smart TV, pe Facebook merge ca dracu. Da, ce mai avem acolo? Mai avem toate pe Netflix, alte seriale la care eu n-am putut să mă uit pentru că persoana mi se pare foarte prost, Sense8. Ați văzut Sense8? Deci astăzi vorbim despre filme, seriale la care nu poți tu să te uiți, sunt oribile. Nu, sunt în listă, adică nu, era în listă. Și a mai fost de acolo până aici, a mai fost chestii la care nu le știi? Pe care da, exact, pe care vorbim despre. Ia, dă să văd ce poate am văzut. Avem Chef Table. Am auzit de el, știi că e mișto. Bloodline. Nu. Sunt foarte multe de VOA. VOA. Știi că e super mișto VOA. Da? Mai este... Sunt prea multe încât să le vezi pe toate. Ia și acolo cine era? Jean Răzvan zice că ne întreabă dacă am văzut Stranger Things. Da, am și văzut Stranger Things. Ăla este genul de film pe care îl văd constant și nu vreau să mă bag în el de frică că o să mă prindă. Adică eu fug de el cumva așa, îl văd, e acolo, dar tot mai... Ah, nu, astăzi. Hai să... Tu l-ai văzut? Nu, am văzut doar trailerul, mi s-a părut interesant, dar exact ca Sorin, eu nu prea am timp foarte mult în perioada asta. Și neavând timp, mi-e frică că dacă mă uit la un serial și îmi place, exact cum zice și Sorin, vreau să mă mai uit și o să las deoparte lucrurile pe care le fac treaba mea și care mă interesează mult ca să mă uit la un serial. Deci motiv pentru care eu nu mă uit decât la un serial. Eu am văzut Stranger Things, primul sezon excelent, al doilea sezon fix la fel, deci nimic. A, pe cum nimic? A, adică în al doilea sezon nu se întâmplă nimic nou, e o continuare, dar foarte lăbărțată a primului sezon. Băgat apă, da, da, da. Deci să mă uit la primul sezon. Black Mirror, întreabă. Black Mirror, da? Foarte bun. Trebuie să vorbim despre Black Mirror. Și Octavian Preda ne zice că există Facebook video pe Smart TV. Băi, ești nebun! Nu s-a știut despre asta. Mă, Octavian Preda, ești nebun la cap. Black Mirror, da. The Office. Ah, nu, hai să vorbim. Fii atent, în primul rând, Sense8. Zi-mi, eu am văzut... Sense8, mie nu-mi place despre... Știi despre ce e vorba? Am văzut trailerul pe Netflix. Câțiva oameni care au un alop de la simț mai bine dezvoltat și ei comunică telepatic și prin alt lume paralele. Bă, dar mie personal mi s-a jucat foarte prost. L-ai văzut? Nu, câteva episoade. Da, păi asta contează dacă te uiți la câteva episoade. Am văzut câteva, adică am încercat să cum am uitat eu la ăla. Și tu la filme cum încerc eu să mai citesc câte o carte. Ia o carte, zic, na, gata, hai să citesc așa 20 de pagini și îmi dau seama că, bă, mai trebuie să merg încă 10 și mai fac 10 și după aia zic, ah, fuck, no, eu nu o să pierd timp în cartul ăsta. Nu zici mai încerc altă și mai încerc niciodată după aia? Nu, mă, dar cumva, adică sunt cărți în care intru, nu mai dezlipesc, rare, ce drept. Și restul așa le deschid și, ok, la asta, și eu puteam să mă gândesc, asta am văzut pe Facebook, asta e... Zi, Black Mirror. Așa, Black Mirror. Toată lumea este absolut înnebunită de Black Mirror. Eu știi că am fost de când tu mi-ai zis de el, inițial. Da. Și eu am fost
nu știu, am văzut două episoade, mi s-a părut... Mie mi se pare la Black Mirror foarte, foarte bune ideile, toate. Da. Mediocră execuția. Bă, nu cred că au buget foarte mare pentru chestia asta. Nu, ca și... Adică, mie mi se pare, în primele două minute este... A, că ăla de fapt cu telefonul face ceva, știi? Adică înțeleg care e ideea episodului, ce s-au gândit ăia, mi se pare extraordinar. După aia, restul episodului mă plictisesc. Și după aia finalul e final. Că, nu se termină cu ceva extraordinar. Pentru că ei ce propun acolo este o serie de distopii. Și atunci îți arată cam cum și-or mai imaginat ei după aia că se întâmplă chestia. Da, asta zic. Aia nu e interesant. Ideea e foarte șmecheră. Aia pentru mine, unele episoade mi-au plăcut. Eu am văzut o primă sezon, tot primele două sezoane. Da, asta zic. Că majoritatea acolo. Nu, se termină, majoritatea se termină așa cum te aștepta. Se termină super normal. Deci, te-ai zis, ideile marfă, dacă ar avea 20 de minute episodul, mi s-ar părea ok. Bă, una peste alta discutăm despre serial, dacă este da sau nu, este bun. Și eu zic că este merită văzut. Merită văzut. Pentru ce vinde acolo este... Mi se pare extraordinar. Este super, e singurul serial care m-a speriat efectiv. Deci da, așa e, pentru că e foarte posibil. Asta e marfă la ideile alea, pentru că sunt atât de aproape de noi. Exact, sunt la un pas de noi. Adică, fac o paranteză, dar mai zis asta la undeva. Episodul care mă sperie cel mai tare e ăla cu ratingul. Dacă l-ai văzut. Da. În care oamenii își dau ratinguri și ei, bă, ei depind de ratingul ăla în toată viața lor. Adică de la merge pe stradă până la faci un împrumut în bancă, să se angajeze, toată viața să lor acasă, depinde de acel rating. Orice, exact, da, orice și nu poți ține nimic. Este, bă. Atât cu serialele, domnilor și domnilor, am rezolvat. Uitați și urmăriți și luni emisiunea Zi Bună ca să vedeți continuarea serialelor extraordinare de pe Netflix. Încercăm să-l sunăm pe Cătălin? Bă, da, dar eu trebuie să plec. Deci trebuie să facem și horoscop, să vorbim și cu oamenii, hai. Să sunăm și pe Cătălin. Hai să sunăm pe Cătălin prima dată și după hai vine. Să vedem dacă răspunde Cătălin. Hai să vedem. Poate se uită. Not. Eu cred că e la sală, că de obicei el face treaba asta. Doamne, ce-mi place faza asta cu sunatul, mi se pare extraordinar. Da, pe cred că o facem doar pentru tine. Dacă aveți vreo idee ce să-l întrebăm pe borde. Se aude, da? Sherlock cu Benedict, excelent și Sherlock. Hai să facem o farsă la telefon. Răspunde. Ce? Nu o să răspunde. Așa am zis ieri cu Costel. Și-a răspuns. Nu, asta chiar pare genul, dacă nu-ți răspunde... A accesat mesageria vocală Orange. Înregistrează un mesaj. Asta este. Of, ce rău e Cătăline... Asta este, te-ai lins pe bot, mă. Ai dezamăgit 167 de oameni care se uită acum la emisiune și ar fi vrut să te audă. Mă simt prost. E singurul serial care mi-a plăcut cel mai mult de pe Netflix. Jean Zvan, nu știi să te exprimi. Poveste de cartier, mai e chel, cine? Alex Cazacu a zis recomand The Marvelous Mrs. Maisel. Peaky Blinders, iar the shit. Da, uite, Peaky Blinders e un serial la care m-am apucat și nu m-am uitat. Îmi place, dar m-am uitat că n-am avut timp. Și că Andrei nu vrea să uite. Bă, dacă te uiți la filmul ăla, îți vine să fumezi și să bei la whisky în continuu. Asta e problema. Așa, eu am văzut filmul How High de gen 10 ori, nu știu, 15 ori. Nu. De fiecare dată când se termina filmul, eu aveam, era de mult asta, nu știam, iarbă, nu. Și ieșeam afară și fumam țigări mult. Ieșeam afară că era gen, nu știam mama că fumez sau nu știu. Și mă uitam la How High și mă uitam și eram, mamă, ce marfă, și ieșeam afară și mi-am prindeam o țigară Winston. Mamă, ce gangsta sunt, și eram rapper pe vremea aia, îmbrăcat larg, eram super gangsta, fumam așa. Yeah, smoking a spliff. Mă amuza, așa și ăsta, dacă mă face să beau și să fumez, nu prea vreau. Bai, cred că nu s-a dorit mocanul din adâncă sufletului să răspundă, Cătălin, că s-ar mai fi întins un pic emisiunea așa, s-ar trebui să meargă la tratament, să îndrepte spatele ăștia. Îndreaptă spatele cu... Bun, începe rubrica Tu faci horoscopul, cine vrea să îi se citească horoscopul, trimite... Câți ani ai? Trimite un mesaj cu zodia pe care o poartă el de fel de obicei până la sfârșitul vieții și stilul în care ar vrea ca noi să încercăm să citim această zodie. De exemplu, Fecioară, stil ardelenesc. Nu știu. Ați înțeles? Perfect. Eu și mă exprim foarte bine. Până scrie cineva, vreau doar să zic că a scris cineva The Office, care nu e pe Netflix. Bă, dar chiar The Office e undeva? Pe o platformă?
Te-ai văzut The Office? Da. Ăsta americanez doar l-am văzut. Ambele variante l-am văzut. Bă, nu l-am văzut pe ăla englezez de hai să zicem unui om. Deci primul om, deci când am zis de horoscop, primul om care a scris a fost Ștefan Om, care înainte să ne scrie Leu, a zis, bă, voi credeți că pământul e plat? Dar n-a scris serios, a scris... E teoria aia că e pământul plat, că nu ai cum să mergi, că polul, că... Și vrei să trecem prin toți nebunii și... care au... Eu am văzut... Hai să nu-i facem nebuni, că nu sunt nebuni. Sunt oameni care cred ceva. Care au părere, nu? Care n-or citit destul sau nu înțeleg cum funcționează. Nu, eu nu vreau să cred. Eu vreau să cred că omul a întrebat așa. Nu, cred că a fost o glumă sau fumează. Da. Nu poți dacă... Ok, bine, hai să nu. Nu credem că pământul e plat. Domnule om, ești mișto, dar dacă... Domnule om! Așa, da. Ce părerea? Domnule dacă om! Miercurea la 10, miercuri dimineața la 10.38, tu întrebi pe niște oameni pe care nu știi, dar poți să intri în contact cu ei dacă pământul e plat. După care am văzut că ai trimis acolo un mesaj cu zodia Leu, dar repet, cine vrea să exercitească zodia... Următor a fost Capricorn, da, stil moldovean. Scrie aici. Păi fă și tu, gemeni în stil oameni care cred că pământul e plat. Frata. Frata. Care-i faza cu... Care-i faza cu polul nord, frate? Ai observat că de fiecare dată... Fă și tu, ce ai zis că faci? Călin Crețu, managerul nostru sau al meu, mai mult dintre noi trei, a scris Scorpion Ungur Bolan. Pentru că hai, fă-l. Scorpion la Ungur Bolan, ia să vedem. Imediat asta se face special pentru Călin. Doamne ajută, și special pentru Călin Crețu, deci. Scorpionul azi. Băgați-vă mâine, nu vrei că s-ar putea să țipă. Asta așa. Vrei să o zic eu? Da. Zi. O zicem amândoi. Eu o să zic din spate. Zi. Bine. S-ar putea să luați o decizie importantă, probabil în legătură cu activitatea intelectuală, mă, copile. Nena, ce înseamnă intelectuală? Dați-vă tu ceapa, mă, zic. Puteți conta pe sprijinul prietenilor și a rudelor. Este posibil să vă împăcați cu un vecin sau să găsiți soluția unei probleme mai vechi din locuință. No, du-te în pulă. Da, unde te duci? Se întrebă lucruri, drumuri scurte și o comunicare intensă, fie prin convorbiri telefonice, fie prin e-mail. Nenea, ce zodi a fost asta? Taci, fătuți Dumnezeii, mă, ce scorpion! Îl făcea mai bine la un moment dat. Gata? S-a terminat? Da, s-a terminat, gata. RIP headphones users. Da, fie asta. S-a dus. Și mie mi-a făcut foarte rău. Trebuie să dau cu tot încet. Ha? Ne trebuie un limitator aici. Limitator? Mm-hmm. Și ce înseamnă limitator? Nu știu, mai și cât costă ceva. Sorin, că nu mai pot, nu mai am bani. Uităm să vedem ce soluții tehnice sunt și s-ar putea să găsim unul pentru Emma. Gemeni stil minion. Gemeni stil minion. Stil ce? Minion, a scris da. Petru Tănase. Dar minionii n-au o limbă, nu? Ba da, limba lor, minionă. Limba minionă, vrei să încerci? Știi cum... Știu doar, știu un singur cuvânt în minionă, banana. Ah, banana. Banana. Foarte frumos, e, bă, vești bune, gemeni, vești bune. Vreau să subliniez o chestie. Noi când am inventat, să zicem, această rubrică, noi n-am spus că ne pricepem, ca să fie, asta știi, ca într-un asta contact. Și doi, că vorbeam mai mult de stiluri, nu de persoane, să imităm persoane. Da, da, și stilul, asta așa este corect. Deci stiluri. Avem aici stil micuțu. Ha? Stil micuțu? Nu știu. Avem stil micuț, stil Teo. Hai să găsim un stil din ăsta, gen un personaj, un ceva, un sau un stereotip mai. Un stereotip, da, un stil bâlbâit sau o nebunie de asta, marțian. Că ați văzut că l-a imitat oameni pricepem extraordinar de bine. Asta mi se pare simpatic. Citit fecioară, stilul Teo de la conspirația zilei. Da, asta e un stil oarecum, când face el. Hai, dăm coace că-l fac. Hai și eu fac aia. Să-ți dau o fecioară, dar ce sunt eu, pește? Nu știu ce face eu. Ah, ok. Ce? Hai, fi.
E timpul pentru Zodia Fecioară. Luna nouă vă stimulează creativitatea artistică și marchează începutul unei perioade excelente pentru a demara un proiect legat de artele plastice, literatură, muzică, etc. Ceea ce începeți astăzi are șanse mari de reușită, cu condiția să nu vă grăbiți. Atenție la tendința de asta e că Teo are dicție. Atenție la tendința către speculații și investiții speculative, pentru că riscul de a ieși în pierdere este mare. Sau ce credeați? Treziți-vă, oameni buni! Trebuie să zic, dar voi chiar ar putea fi o coincidență. Ar putea fi o coincidență. Ar putea fi. Dacă nu, stai, dacă aveți copii, ați putea fi tentat. Dacă aveți copii, ați putea fi tentat să vă implicați mai mult în activitățile lor. Ați putea fi tentat. Ați putea fi. Dar oare voi chiar mai credeți în tentații? Treziți-vă, oameni buni! Am rupt caște din ea. Da, iar am rupt. Băi, trebuie să facem dacă suntem la horoscop sau la lecția, învață să citești. Mamă, dar suntem praf la cita amândoi. Bun. Da. Gemeni, stil. Bă, eu vreau vărsător. Fii atent, eu sunt vărsător și Sorin, multă dragoste lui Sorin, a zis vărsător tocilar virgin. Ceea ce mi se pare că ți se potrivește extraordinar. Vrei vărsător? Da, și aflu și o zodie. Și gata. Asta este, trebuie să plec. Dacă pleci, ce faci? Vărsător tocilar virgin. Ce frizare. E. Vărsător. Varsă tot. Se pare că sunteți într-o formă foarte bună și puteți avea succes în afaceri, în călătorii și pe plan sentimental. Cu sănătatea și cu moralul. Robi-robiță când era. Dacă ar fi tocilar. Robi-roberta tocilar virgin. Cu sănătatea și cu moralul ar trebui să stați foarte bine dacă stați, dar dacă vă refuzați un răgaz de mentalitate și introspecție. În a doua parte a zilei, s-ar putea să fiți tentați și dezinteresați pe cineva din anturaj. Destul ar fi benefic pentru dumneavoastră din punct de vedere karmic cu capa, așa că astrolog.ro vă roagă să vă îndemâna să nu ezitați. Ci că ai dat un stil Ion Cristoiu. Tânăr. Și tot ce dar virgin, cum presupun că era Ion Cristoiu. Gata, oameni, da. Atâta, trebuie să plec. Ionuț Grecu, mulțumesc frumos, am văzut că you join. Mulțumim, da. Vă pup, oameni dragi. Oameni buni, că v-ați uitat, sunteți extraordinari. Vă mulțumim pentru share-uri și like-uri și subscribe. Nu uitați să vă uitați săptămâna viitoare, în fiecare luni, marți și miercuri ale săptămânii. Ne vedem, vă mulțumim, să aveți o săptămână extraordinară și un weekend de vis. Și un abo, subscribe la youtube.com/zibuna, unde o să vină toate episoadele astea. Ca Sorin. Pe Netflix. Bam! Pa! Ciao.